îți datoresc pentru oile de astă toamnă? Când datoresc ceva unor altul, poate. Dar nu știu cât și cum. De ce? Bărbatul dumitale nu le-a vândut oile. Nu pot să o mai cunosc. Nu ți-a spus? Cum putea? Acei care nu sunt de față, cum să spună? Cum te cheamă pe dumneata? Vitoria. Eu sunt Ana. Actrița care a jucat rolul nemuritor al Vitoriei Lipan din filmul Baltagul a murit la vârsta de 90 de ani. Actrița spaniolă Margarita Lozano a lucrat cu mari regizori europeni precum Pier Paolo Pasolini și Louis Buñuel și a colaborat cu regizorul Mircea Mureșan. Părinte, nu știu ce s-a făcut cu omul meu. Am început să am grijă. Nichifor s-a mai dus și altă dată la Varna să cumpere oile. Dar după 20 de zile a fost înapoi. Părinte, acum au trecut de 2 ori 20 de zile de când Nichifor e plecat. Azi noapte am avut și semn în vis. L-am visat rău, trecea o apă neagră. N-am să mai am podină până ce l-o-i găsi pe Nichifor Lipan. Dar eu am o datorie de împlinit. Dacă crezi, du-te. Asta e datoria ta. Dumneata, nevastă, după cât te văd, ești pornită pe cale lungă. De unde știi? Nichifor Lipan este obraz cunoscut. De când nu l-ați văzut? Cam de multișor. Cam de azi toamnă. Se ducea în sus. Avea cal bun și bani mulți asupra lui. 22 de ani de iubire cu bărbatul meu, Nichifor. L-am iubit de tânără ca și acum când avem fii mari. Iorga Adamachi și Vasile Ursache au vândut oi 300-ului în Nichifor Lipan. Avea buza de sus tăiată aici, ca la iepure. Mă duc pe calea turmelor. Erau 3. Mai erau 2. Așa arată cărțile.